O anchetă DNA zguduie guvernul. Sevil Shaideh, vicepremierul României, este urmărită penal pentru abuz în serviciu. Complice ar fi fostul ministru Rovana Plumb. Procurorii vor să o ancheteze și pe ea și au cerut aviz de la Parlament. Anchetatorii au chemat pe rând foști premieri și membri ai cabinetelor Ponta și Grindeanu pentru explicații în afacerea Belina. Insula de pe Dunăre ar fi fost transferată ilegal în subordinea Consiliului Județean Telorman pentru a fi închiriată firmei Teldrum. Știm că ținta este Liviu Dragnea, spune un lider al partidului, care acuză o adevărată vânătoare. Am calitate de suspect și mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. A trecut legal balta în acest moment nu mai putem, nu mai pot să vă comentez. Sevil Shaideh, vicepremier și ministru al dezvoltării, este acuzată de abuz în serviciu. Procurorii investigează legătura ei în afacerea Belina, împreună cu Rovana Plumb, pe când aceasta era ministrul mediului. Procurorii au cerut aviz pentru a o pune sub acuzare pentru complicitate de la abuz în serviciu. Infracțiune săvârșită, spune DNA, printr-o acțiune de 17 ore. Vorba despre dosarul Insula Belina și brațul Pavel, paradisul din sudul județului Teleorman de pe Dunăre, au fost trecute din domeniul statului din administrarea apelor române prin două hotărâri de guvern, una dintre ele contrasemnată de Victor Ponta, în administrarea Consiliului Județean Teleorman și apoi închiriată unei societăți private cu doar 7.000 de lei lunar pentru suprafața uriașă. Victor Ponta a afirmat recent că firma este Teldrum, asociată deseori cu numele șefului PSD, iar lacurile sunt preferate de Liviu Dragnea pentru partidele de pescuit. Aici l-a inițiat și pe fostul său aliat Sorin Grindeanu, pe vremea când numărau știucile. Și fostul premier a fost recent audiat. Sunteți suspectă? Bănuiți în legătură cu ce? A ajuns cu puțin înainte de ora 11, cu mașina de la guvern însoțită de ofițer SPP și de o avocată. Avea pregătit actul de identitate, însă la DNA a stat mai întâi la coadă. Mai puțin de jumătate de oră a stat aici al doilea om din guvernul României. Procurorii i-au adus la cunoștință acuzația și au întrebat-o dacă dorește să ofere explicații despre acest dosar. Însă a preferat să nu vorbească. S-a prevalat de dreptul la tăcere. Cu domnul Dragnea ați vorbit? Primele reacții au venit de la secretarul general adjunct al partidului. Nu are niciun motiv să demisioneze. Faptul că Dragnea este țintă pe directa lor, toată lumea știe că ne lovesc partidul la vârf, încercând să îi facă ceva lui Liviu Dragnea. Un grup de persoane cu funcții de decizie au acționat în interesul unei firme private și în dauna statului. Pe hârtie, lacurile ar fi fost scoase din albia Dunării pentru a putea fi transferate prin hotărâre de guvern. Altfel ar fi fost nevoie de o lege, susține DNA. Și oficialii de la cadastru sunt urmăriți penal. În politică ne batem, dar nu ne batem cu dosare, deci nu am niciun fel de dorințe, nici nu sunt, mă ocup cu denunțul. Ancheta este veche, începută în 2014, însă abia acum DNA a declanșat vânătoarea, cu nume grele. Doi foști premieri și doi foști miniștri au fost chemați urgent la audieri ca martori. Situația se complică deocamdată pentru Rovana Plumb și Sevil Shaideh.